Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarație politică, destinul României nu poate fi călcat în picioare. Stimați colegi, în ultimele 4 luni, bătaia de joc a președintelui Iohannis la adresa românilor a atins conte alarmante. După încălcarea flagrantă a Constituției prin nominalizarea lui Orban ca prim-ministru pentru al doilea mandat, după ce acesta fusese demis cu o majoritate istorică, fapt constatat și de către Curtea Constituțională, președintele Iohannis dă încă o palmă democrației și românilor, nominalizând pentru funcția de prim-ministru pe Florin Câțu, cel care în numai 4 luni de zile a reușit să îndatoreze România pentru mai multe generații de acum încolo. Președintele Iohannis consideră potrivit pentru funcția de prim-ministru pe cel care a contribuit la privatizarea sănătății românilor, cel care a adus cursul euro la un maxim istoric, scoțând astfel mai mulți bani din buzunarele românilor, pe cel care a îndatorat România cu încă 150 de milioane de euro, deși nu mai era necesar, încercând să păcălească românii spunându-le că investitorii au încredere în România și de aceea s-a putut împrumuta în euro la dobânzi negative, când de fapt adevărul este că investitorii nu au încredere într-o țară aflată într-o criză politică datorată exclusiv singurului interes pe care îl are președintele, acela de a dizolva Parlamentul și de a pune mâna pe putere prin alegeri anticipate. Încălcarea repetată și flagrantă a Constituției de către președintele țării poate crea un precedent periculos pentru societate, întrucât orice român și-ar putea pune întrebarea: dacă președintele încalcă legea fundamentală, eu de ce nu aș încălca legea? Încălcându-și prerogativele stabilite în articolul 80 din Constituția României, acelea că președintele României este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării și veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, scop în care își exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, președintele Iohannis dovedește foarte clar că nu este interesat câtuși de puțin de interesele românilor. Permițând ca bugetul pentru sănătate și pentru educație să fie diminuat consistent, președintele dovedește întregii țări că proiectul România Educată, cu care s-a lăudat, nu a fost decât praf în ochii românilor, ba mai mult, cu zâmbet sfidător la adresa poporului, ascunde incompetența crasă și incapacitatea de guvernare a PNL-ului, fiind astfel părtaș la sărăcia populației noastre, și asta în condițiile în care societatea românească la unison cu întreaga lume se confruntă cu pericolul iminent al unei epidemii de coronavirus. Ignorând varianta unui premier agreat de o majoritate parlamentară, care a trimis acasă guvernul Orban, guvern care, într-o tentativă disperată de a jefui banul public, a emis într-o singură noapte peste 25 de ordonanțe de urgență, marea majoritate emise contrar interesele poporului român, așa cum cu nonșalanță recunoaște și actualul premier propus, președintele Iohannis efectiv sfidează toți românii, fapt pentru care îi atrag atenția că sănătatea și bunăstarea românilor nu poate fi neglijată, iar continuarea creșterii nivelului de trai al populației și satisfacerea intereselor țării în perioada următoare trebuie să fie cel mai clar obiectiv în jurul căruia se pot aduna partidele din România. Vă mulțumesc, deputat Laura Moagher-Fulgeanu, circumscripția 31 Prahova.